Marian Sebastian, în vârstă de 14 ani, Ana Maria, în vârstă de 9 ani și cei mici, Constantin și Mircea, ambii în vârstă de 5 ani, sunt patru frați din Săveni care și-au pierdut mama în urmă cu 2 ani. Tatăl și fratele mai mare, Marian Sebastian, depun eforturi zi de zi pentru a aduce puțină mâncare pe masă. În ciuda greutăților, le este dificil să ceară ceva de la Moș Crăciun. Fără jucării, dulciuri sau cunoștințe despre magia sărbătorilor, realitatea lor este plină de lipsuri. Pompierii de la stația Săveni au aflat despre situația lor și au hotărât să ofere o de ajutor, așa cum au făcut în trecut pentru alte familii nevoiașe din comunitatea lor. Ieri dimineață s-au mobilizat pentru a aduce bucurie celor patru frați, asigurându-se că Moș Crăciun nu îi va ocoli. Darurile au fost primite cu emoție și lacrimi de mulțumire, surprinzându-i pe copiii care nu se așteptau să aibă un Crăciun fericit. Chiar dacă gestul pompierilor nu poate umple golul din inimile lor, le-a adus un zâmbet și speranță în ochi. Și în această dimineață, personalul TESA din cadrul Spitalului Județean de Urgență Mavromate a protestat în fața unității medicale. Este 22-a zi de când această categorie de personal își exprimă nemulțumirile cu privire la salariile mici. Aceștia au întrerupt activitatea și au ieșit cu aceleași pancarte în fața spitalului. Angajații de la TESA solicită mărirea salariilor și eliminarea inechităților de natură salarială din sistem. Nu puneți hainele la uscat pe sobă sau în apropierea acesteia. Casa unei familii din localitatea Vârful Câmpului a fost în pericol seara trecută în urma unui incendiu care s-a produs din această cauză. La casă au ajuns pompierii din cadrul detașamentului Dorohoi și serviciului voluntar pentru situații de urgență Vârful Câmpului. Aceștia au constatat că ardeau bunurile dintr-o anexă care era lipită de casă și au intervenit rapid pentru a limita extinderea flăcărilor la întreaga construcție. Cele 10 persoane arestate în scandalul șpăgilor la angajarea în Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani urmează să afle de la magistrații Curții de Apel Suceava dacă vor fi judecați în libertate. Aceștia au contestat măsura arestării preventive dată de Tribunalul Suceava, iar Curtea de Apel are programată ședința miercuri la ora 11. Printre cei arestați în scandalul de corupție care afectează cea mai mare unitate spitalicească din județ, se numără fostul manager al Spitalului Mavromati din Botoșani, Doina Caba, dar și directorul de îngrijire al celui spital, Coca de la Crâșmaru, precum și cadre medicale sau angajați de la administrativ.